Candidații minorităților naționale au susținut proba scrisă la limba și literatura maternă conform calendarului oficial. Accesul candidaților în săli a fost permis de la ora 7:30 și până la ora 8:30. Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă a fost de 180 de minute și se calculează imediat după distribuirea către candidați a subiectelor. Vineri 18 august a avut loc proba la alegerea profilului și specializării. Aproape 17% din candidații înscriși la proba la alegerea bacalaureatului de toamnă au lipsit de la examen. Primele rezultate vor fi afișate în 25 august până la ora 12 pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen în format anonimizat. Contestațiile se pot depune în aceeași zi, în intervalul orar 12-18, atât în format standard cât și electronic. Pentru asta, candidații completează, semnează și depun electronic inclusiv o declarație tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finalizată și poate modifica după caz nota inițială prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale vor fi comunicate marți 29 august. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5, iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6. Este prima sesiune de examene cu lucrări corectate digitalizat, deși anunțată de Ministerul Educației de luna trecută, pilotată în ultimii 2 ani. În aceleași 2 județe, digitalizarea lucrărilor, adică scanarea foilor fizice și transferarea lor pe un server în format PDF, a fost o curufoată pentru cei mai mulți dintre cei care au participat ca profesori asistenți la bacalaureat anul acesta, la sesiunea a doua. Scanarea lucrărilor i-a luat pe nepregătite pe mulți dintre profesorii asistenți la prima probă, cea de limba și literatura română, care ar fi fost instruiți în dimineața probei cu documente distribuite pe grupurile de WhatsApp.